Farmaciștii sunt extrem de nemulțumiți de transformarea unităților lor în tarabe de vânzare a medicamentelor și de concurența neloială pe care o fac farmaciilor din România, marile lanțuri cu capital străin, care încalcă în totalitate ceea ce trebuie să reprezinte o asemenea unitate de distribuție a medicamentelor. Nu suntem într-o situație foarte fericită dacă e vorba de farmacii care nu aparțin de lanțuri, care nu sunt corporatiste, știți, nu... E o situație destul de grea, pentru că nu avem o reprezentare foarte clară la nivelul ăsta. Noi suntem organizați profesional de când avem Colegiul Farmaciștilor din 25 de ani, de 26 de ani, dar nu am avut așa o reprezentare pentru farmaciile astea. Lanțurile s-au organizat în asociații, ei au în spate... e foarte bine organizat, iar noi nu prea suntem organizați. Încercăm acum să ne organizăm, să găsim puncte comune, să vedem cum putem să facem față la concurența asta care e acum, știți? Deci, deocamdată nu pot să zic că suntem într-o perioadă așa de tatonare, acum suntem hotărâți să facem ceva, știți? Este absolut greșit sistemul actual de organizare a farmaciilor ca și societăți comerciale și nu ca furnizori de servicii medicale. Deci noi suntem organizați în societăți comerciale, cei mai mulți colegi de noștri lucrează în societăți comerciale, societăți comerciale care are un cod CAEN, pur și simplu vânzare de medicamente în magazine. Noi așa avem codul farmaciei. Suntem, nu știu dacă avem puncte chiar comune cu medicii, adică nu știu în ce măsură putem face noi greve, știți? Da, e grevă japoneză, grevă de tip japonez, ca să atragă atenția Ministerului asupra aberațiilor din sistem, chiar legate de această transformare a farmaciilor în ca la piață, în tarabe de vânzare pe bani. Să dea Dumnezeu să pornim așa o treabă. Eu vă spun drept că deocamdată nu știu la ce vă referiți, aș fi foarte bucuroasă să aud așa ceva, că am găsit solidaritate aici și medicii sunt și foarte puternici în organizația lor și mult mai mulți. Gradul de nemulțumire al farmaciștilor este în creștere și a ajuns la stadiul în care sunt conștienți că trebuie să facă ceva pentru curmarea unui fenomen absolut aberant. Da, dumneavoastră, când ziceți asta, că parcă vorbiți cu cuvintele noastre? Bine, pentru că sunt jurnalist cu mare experiență și de asta spun. Nu, dar a apărut undeva, că eu așa mă bucur când aud, adică nu vine a crede că cineva poate să... Adică îmi spune așa deodată ce știm noi de ani de zile și mocnim, știți, așa, ca un vulcan mocnim. Farmaciștii susțin că va trebui să existe o solidaritate în sistem și un dialog cu factorii guvernamentali și parlamentari capabil să remedieze legislativ o anomalie de genul celei prin care trece sistemul ce ar trebui legat de cel medical și nu de cel comercial.